Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ana! Ana, dragilor, trebuie să vă spun că este o fetiță în clasa a treia, o vecină de-a mea și iată că acum de sărbători ne-am întâlnit și sigur o discuție care o voi avea va viza în primul rând operațiile cu numere. Ana, tabla mulțirii, aici este bătălia mare care se dă acum în clasa a treia, nu așa? Bine, o să facem aceste lucruri acum. Și pornim la treabă, că nu mai pierdem timpul, nu? Așa facem. Mai întâi, Ana, hai să vezi tu, trebuie să zic că foarte mulți copii în prima parte și cu tabla mulțirii au greutăți. Și de ce e nevoie să știm și tabla mulțirii? Oare ne ajungea numai operații de adunare și scădere? Pentru că, practic, partea practică ne spune că e nevoie să vedem și, în loc să facem o adunare repetată, facem o mulțire. Bună oară așa. În loc să spun 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 de câte ori? De 5 ori, deci 12 plus 12 plus 12, care face în adunarea aceasta, înseamnă 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 6 ori. Da? Deci 2, 4, 6, 8, 10. De 5 ori am pus una aici, nu? Da. Așa. 10. 0. Și 10 aceea o reținem. Și 10 aceea o ducem la 10. 10 aceeași cum că o 10 de aici fac 2, 30, 40, 50, 60. Deci, 12 adunat de câte ori? De 5 ori, egal cu 60. Dar mai repet, putem să facem 5 ori 2. 5 ori 12. Da? 5 ori 12. Deci, în loc să scriem adunarea asta repetată, iată că zicem așa, de 12 este înmulțit acest X care îl faceți voi, eu îți propun din clipa asta să spunem un punct, că așa va fi, punctul ăsta să-l pui aici la în mijloc, 12 ori 5, da? 12 ori 5. Și zicem 5 ori 2, 10, 5 ori 1, 5, și cu 10 aceea din urmă, de care am avut-o aici, fac 6, 10. 5 ori 1, 5, cu 1, 6, da? Deci ăsta este motivul pentru care s-a introdus și operația asta de mulțire, pentru că nu vrem o adunare repetată. Ce înseamnă? Dacă ar spune că 12 este de 59 de ori. Deci, dacă ar spune așa, 12 plus 12 plus puncte, 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 scris 12 de câte ori am zis? De 59 de ori. 59 de ori. Ei, la treaba asta trebuie să scriu un cârnat de 12 plus 12 de 59 de ori, să începe adunarea, cum știi bine, să le punem unul la sub altele, nu? 12 plus 12, un cârn de acolo, e greu. Și atunci s-a mers cu ideea să zicem, hai să vedem, 2, 2, 2, 2, 2, de câte ori ar fi adunat? De 59 de ori. Adică, de fapt, ar fi așa. 59. Înmulțit cu loc de 10 de 12, pot să spun o 10 plus un 2. Da? Că 12 înseamnă un 10 și un 2. Da. Și 59 ăsta urmează acum așa proprietate care s-a învățat la început. Așa zisa distributivitate. Înmulțirea se distribuie celor doi termeni. Se distribuie adunării. Adică va fi 59 ori 10 și 59 ori 2. Deci egal cu 59 ori 10 plus 59 ori 2. Da? Deci încă o dată, pe 59 l-am scris ca fiind înmulțit cu 12. Că 12 este de 59 de ori. Da? Și atunci am zis 59 ori 10 plus 59 ori 2. Și acum mai îmi vine în minte să mai fac încă ceva. Ce ar fi să umblu la 59? Pe 59 cum ar pot să scriu? 59 ori 10 este egal cu 10 ori 59. Că... Da. Da? Deci pot să spun egal cu 10 ori 59. 10 ori 59. O să te rog să scrii și tu.
Deci egal cu 10 ori 59 plus 2 ori 59. Că ori 59 ori 10, ori 10 ori 59 e același lucru, da? 59 ori 2 ori 2 ori 59 e același lucru. Egal mai departe cu... Egal cu 590. Așa vine. Perfect ai zis. Deci eu mă gândeam să-l rupem pe 59, dar tu ai spus deodată. 59 ori 10 fac 590. Foarte bine. 590. Bine. Plus de două ori 59. Hai să scriem pe 59 ca fiind 50 plus 9. Deci egal plus 2 pe lângă. Îl descompunem. 2 înmulțit cu 50 plus 9. Nu-i bine? Și egal mai departe cu 590, cum ai spus tu mai devreme, plus. Acum, 2 ori 50 plus 2 ori 9. Nu se distribuie ca și mai înainte. Ba da. Da? Deci, 2 ori 50 plus 2 ori 9. Și 2 ori 50 face 100. Perfect. Deci, 590 plus 100 și plus... 2 ori 9. 18, da? Da. Și egal mai departe cu 590 cu 100. Acolo e o... Deci 590 cu 100. 690. Da. Deci 690, deodată am spus, plus, în loc de 18, plus o 10 și plus un 8. Da. Poate să fie așa, da? Și 690 cu 10. 690 și cu 10. Fac 700, nu? Da. Că 90 și cu 10 fac 100 și s-au modificat acolo și fac 700 și cu 8, 708. Deci răspunsul corect, 708. Dar am muncit, hai să spunem pe dreapta, am muncit. De aceea tot ce am făcut desfășurat așa, poate fi scris așa cum ați învățat la clasă, 59 ori 12, le punem pune sub altele, da? Da. Și începem să construim cu cifra unităților. Și zicem, 2 ori 9? 2 ori 9, 18. 18 adică 1 e 10, o 10. Da. E 18 înseamnă 10 și un 8. Da. Unitățile am scris aici și 10 ce o ținem. Da. Dar noi nu spunem că reținem 10, ci reținem 1 pentru că vom aduna la cifra 10-lor. De ce am văzut întâmplă așa? 2 ori 5? 10. Și cu 1? 2 ori 200. Nu, deci 20. 2 ori 5, 10, ai zis 10. Și cu 1? A, 11. 11. Așa. Acum vine rândul cărei cifre să înceapă lucrarea. 1. 1, da? 1 ori 9? 9. Și atenție, începem construcția exact sub cifra cu care mulțim. Da? Da? Deci nu punem pe 9 sub 8, nici sub 1 celălalt. Îl punem sub 1 cu care mulțim, da? Te duci așa cu ochiul jos, îl punem exact în dreptul său. 1 ori 9, 9. 1 ori 5, 5. Și acum 8. Da? 8. Da. Îl punem pe 1 la 5, 6 și cu 1, 7. 708. Uite, 708. Dar cât de repede am făcut. Da? Față de ceea ce am zis, ca 12 plus 12, 59 de ori, nici nu ne, îl scriem de 59 de ori, că e foarte mult. Și apoi aici am descompus și am muncit noi și am distributivitate și nu știu ce. Dar așa, iată cât de frumos se așează și cum regăsim răspunsul rapid. Deci noi trebuie să ne gândim la metode care să ne conducă foarte repede spre rezultat. Da? Ăsta e motivul pentru care s-a adoptat scrierea asta. Ce este esențial aici să înțelegem? Că sub cifra cu care înmulțim, sub ea construim șirul de acolo începând la stânga. Da? De acolo începând. Cine nu este atent aici și începe să construiască fie mai din dreapta, fie mai de stânga, o terminat pe rezultatul. Este o greșeală foarte mare. Hai să mai vedem și alte două numere înmulțite. O să facem și desfășurat
și sub forma asta, una sub altele, să vedem, ca să înțelegem noi foarte bine de unde vine viteza, că ne interesează viteza la lucru. Da? Asta trebuie să fie. Uite așa. Să zicem că avem așa. 729 înmulțit cu 87. Egal cu. Ei, desfășurata înseamnă, ce înseamnă 729? Înseamnă 700 plus 20 plus 9. Perfect. Totul de mulțit cu 87. Da? Totul de mulțit cu 87. E bine, nu? Da. Deci 729 înseamnă 700 plus 20 plus 9. Da. De mulțit cu 87. Îl putem pune pe 87 în față. E tot una. Deci 87 înmulțit cu 700 plus 20 plus 9. Și egal mai departe cu. Acum, 87 îi afectează pe toți. Adică 87 se mulțește și cu 700, și cu 20, și cu 9. Deci vine 87 ori 700 plus 87 ori 20 plus 87 ori 9. Alo? O salut! Luciane, sunt într-o lecție, sunt în direct. Iartă-mă, te rog. Da? Bine, salut! Deci, 87 ori 700 plus 87 ori 20 plus 87 ori 9. Da. Și egal mai departe cu. E. Acum. Pe 87 la rândul lui putem zice ca fiind 80 plus 7. Da? E 80 plus 7. Da. Nu așa înseamnă 87? Deci zicem egal mai departe cu 80. 80 plus 7 ori cât? Ori 700. Da. Plus. Zi tu mai departe. Plus. În loc de 87, la, din nou putem să scrie pe 87 și ăla de la 20 ca fiind cine? 80 plus 7. Deci 80 plus 7 în paranteză mulțit cu 20. Vezi că așa mulțit cu 20 este, da? Da. Plus mai departe. Iarăși pe 87. Cum îl putem scrie? 80 plus 7. Așa. Totul de mulțit cu cine? Cu? Cu 9. Cu 9. Perfect. Și egal mai departe cu. Înmulțirea este comutativă. Ducem pe 700 în față și pe urmă să mulțim, ca ținem mai ușor. Deci ar veni 700 ori 80 plus 7 într-o paranteză plus, da, plus vorbește, de rog, plus 20. Îl punem în față, da? Că da. Le putem comuta poziții. Plus 20. 80. Plus 7. Plus 9. 9 înmulțit cu 80 plus 7. Corect. Și egal acum, acum. Ce se întâmplă? 800, 700 este pe amândoi afectează. Adică se mulțește și cu 80 și cu 7. Deci vom spune, vorbește, dictează-mi tu, va fi 700 ori 80, cu foarte mult curaj, plus 700, da, ori 7. Perfect. E plus mai departe. Da. Plus 20 ori 10. 80, da, plus, plus 20 ori 7. Perfect. Plus mai departe, vorbește, tu îmi dictezi. Plus 9
Ori. Ori 80, da. Plus 9, ori 7. Și gata. Așa, este egal mai departe. Acum, 700 ori 80, ca și cum ar mulți pe 7 ori 8. Și punem 3 zerouri la sfârșit, da? 7 ori 8. 56. Foarte bine. Dar e sigur că 56? Da. Dacă nu e sigur, am să-ți arăt o șmecherie de o să-ți placă foarte tare. Uite, să zic că nu e sigur. Să presupune că nu e sigur. Da? Și atunci iau așa. 7 ori 8. 7 ori 8. Ia deoparte să facem șmecherie asta. Sau undeva unde ai un spațiu mai liber. 7 ori 8 egal cu. În loc de 8, putem zice 5 plus 3. 5 plus 3. Deci vine 7 ori 5 plus 3. Da? Pe 8 ăsta l-am scris ca 5 plus 3. Și cum am învățat până acum, 7 se mulțește și cu 5 și cu 3. Da. Deci egal mai departe, vorbește în plus, egal cu? Egal cu 7 ori. Ori 5 plus 7 ori 3. 7 ori 3. Egal mai departe cum? Hai să umblăm și la 7-le astea. Deci 7-le astea îl putem scrie acum ca fiind, cum să spunem noi, 5 plus 2. Și 3 plus 4 și mai multe variante am avea, 6 plus 1, dar zic eu 5 plus 2 pentru că vreau totul să reducem la 5. Deci egal mai departe, în loc de 7 că am zis 5 plus 2 în paranteză de mulțit cu 5, așa? Da. Plus, vorbește tu. Plus 5 plus 2. Da. 5 plus 2, totul de mulțit. De mulțit cu 3. Și egal cu. Acum e comutativ, poți să pe 5 îl punem în față și primul 5 plus 2, da? Da. Deci egal cu 5 înmulțit cu 3, vorbește? 5 înmulțit cu 5 plus 2. 5 plus 2 plus 3 înmulțit cu 5 plus 2. Perfect. Și egal mai departe cu. Egal cu. Și acum 5-ul ăsta de aici e pe amândoi. Se mulțește cu amândoi și vine cât? 5 ori. 5 ori 5. Da. Plus? Plus 5 ori 2. Perfect. Plus? 3 ori 5. Plus 3 ori 5. Plus? 3 ori 2. Da. E cam mai departe. 5 ori 5? 5 ori 5, 25. 25. Plus? 5 ori 2, 10. Așa, plus? Plus 5 ori 3, 15, plus 5 ori 2, plus 3 ori 2. A, 3 ori 2, care face 6. Egal mai departe cu? Egal cu? 25 și cu 10? 35. 35 și cu 15? 40. 10 cu 10, 50. Da. 50, da? 50 cu 6? 56. Exact, că te-ai spus. 56. Acum ne-am verificat. Da. Deci am muncit mai mult, e drept, dar acum știm bine că 7 ori fac 56. Deci aici răspunsul ne întoarcem aici. L-am lăsat undeva în urmă. Da. Și zicem, 7 ori cât face aici? 7 ori 56. 56. Și câte zerouri pun? Obligatoriu câte zerouri pun? 3. 3 zerouri. Adică face 56 de mii. Da. Da? 56.000 plus. Unde suntem acum? La 7. 7. 7 ori 7? 49 și mai adăugăm 2 zerouri. Deci face 49 și punem 2 zerouri. Înseamnă 4.900, da? Da. Plus. Mai departe. Plus 8 ori 2, care face 16. Perfect. Și 2 zerouri. Perfect. Plus. Plus. 2 ori 7, da. Care face 14, punem adică și 140. Plus, mai departe? Plus, 9 ori 8, 72 și mai adăugăm un 0. 72 și punem un 0. Plus, 9 ori 7 sau 7 ori 9, cum îți vine mai bine? 7 ori 9, 63.
63. Foarte bine, foarte bine. Dar tu știi bine tabla mulțirii. Tu nu te încadrezi în rândul copilor care au emoții cu mulțirea. Asta mă bucur extraordinar. Eu am muncit aici ca să le arăt celor care au probleme cu tabla mulțirii, dar tu te descurci foarte bine. 79, 63, da? Și egal cum. Ei, avem întâi făcut adunarea asta. Adică, 56.000, da? 56.000. Le punem în subalterea ca să vină mai ușor. Da? 56.000 plus 4.900. Să fim atenți, le punem unități, subunități, 10 sub 10, 100 sub 100. Deci 0, iarăși 0, 2 0-uri, 9 și 4. Da. 4.900 plus. Următorul este, numărul este 1.600. Tot așa le punem cu atenție. La adunare și la scădere trebuie să-i punem unități, subunități, 10 sub 10, 100 sub 100. 0, apoi 6 și apoi 1. Deci 1, 6, 0, 0. În sfârșit, 140. 140 cât înseamnă? 0 îl punem. Da. 4, 1. Foarte bine. Și pe 720. 0, 2 și 7. Așa. Apoi? 3 și 6. Și începem. Pe coloana unităților. 3. Pe coloana zecilor. Cum face adunarea cea mai rapidă aici? 4 plus 2, care dă 6. 6 și cu 6? 6 și cu 6, adică 6 ori 2. Așa. Care face 12. Foarte bine. Eu aș fi făcut așa. Uite cum făceam eu. 6 și cu 4 fac 10 și pe urmă 2. Da. Merge și așa, nu? Cum fac eu. De 6 și cu 4, 10 și cu 2, 12. Tu ai făcut foarte bine. 2, ori, 2 și 4, 6. Și de 2 ori 6, 6 ori 2. Da? 12. Ai zis bine, 2. Și scriem 2 și 1 îl reținem. 1 acela mă duc repede și îl pun la cine? La 9. Și fac cu 10. 10 și cu 6, 16. Și 17 plus 7 face 24. Perfect, 24, 4 și 2, da? Da. 2 acela mă duc repede și îl pun la 1. Știți de ce la 1? Pentru că 6 și 4 fac o 10. Da. 10 aceea și cu 2 care mi-au rămas aici 12 și cu 1, 13. Da. Sau dacă am pus deodată la 1 pe 2, facea 3 și cu 10, 13, da? 3, 3 și? 3 și 1. Reținem, pe care îl ducem la 5. Da. Și face cât în total? Face 7. 6, cât de 63.000, 425. 423, foarte bine. Deci răspunsul corect, 63.000. 63.423. Ăsta este răspunsul. Dar cât am muncit? Dar cât am muncit aici? Pentru că pe 729 l-am zis că fiind 700 plus 20 plus 9. Mulțit cu 87, adică 87 se mulțește și cu 700 și cu 20 și cu 9. Am scris așa. Apoi am umblat la 87 și am zis 80 plus 7. 80 plus 7, 80 plus 7 și mulțit cu 700, 700 și cu 80 și cu 7, 20 și cu 80 și cu 7, 9 și cu 80 cu 7 și câtă muncă pe noi pentru să facem cele înmulțirea aceea. Și atunci zic, mă, dar de ce munca asta? Dar nu poți tu să faci așa, 729 ori 87. Aici nu neapărat să le ținem unități sub unități, poți să fii și mai stânga și mai în dreapta. Dar când începe să mulțim, atenție, dacă mulțesc cu 7, de aici încolo construiesc. Da. 7 ori 9? 63. 3? 3 scriem, 6 repetiți. Așa. Facem 7 ori 2, 14. Și cu 6? 6. 4 și cu 6, 10. 10 și cu 9, 10? 20. 20, foarte bine, 20, 0 și 2. Și 2 repetiți. Vă stai pe ăsta, eu tari aici, ca să spun, da, 2 ori ce aveți ține, ca să știu. Și acum 7 ori 7, 49, și 49 cu 2, 50 și 1. Da. Că face așa,
la 49 îi mai trebuie un 1. De unde să le iei? De la, din 2. Da. Și dacă ai luat un 1 și ai făcut 50 și cu 1 ăsta de aici a rămas 51, da? Da. 51. Bun. Acum e rândul cui la mulțirea asta? 8. Rândul lui 8. Atenție! De aici încolo construim. Da. 8 ori 9? 8 ori 9, 72. Foarte bine, foarte bine. N-ai dat nicio greșeală până acum. Asta îmi place teribil de mult. 8 ori 9, 72, 2 și 7. Da. 8 ori 2? 8 ori 2, 16 și cu 7... Hai să vedem, 16, da? Da. 16. În 6 ar mai trebui un 4 ca să facă 10-a. Și eu, 7 se descompune în două variante. Un 4 și un 3. 4 ăsta se face, duce la 6 și face 10. Și cu 10-a, 20, cu 3, 23. Da. Deci așa trebuie să întâmple în capul nostru. Deci 16, ori 16 și cu 7 deodată dacă știi 13. Dacă eu nu știu, se întâmplă să nu știu foarte bine, 6 și 7 fac 13, atunci 6 îi trebuie un 4 ca să ducă până la 10, îl iau din 7, 4 și 3, 4 l-am stricat că am făcut 10, am făcut 20, cu 3, 23. Da. Da? Deci 23, 3 și 2. Da. Bun. 8 ori, 7 ori 8. 7 ori 8 o mai am făcut-o aici, avem, o ține da, minte, cam 6. 56 și cu 3, cu cât am zis? Cu 2, parcă? 2. Da. Ce înseamnă să tăiem? Așa, cu 2. 7 ori... 58. Și acum, cele două șiruri de numere au fost construite. Și pur și simplu... 3. Da. 2. 4. Perfect. 8 și cu 5. Lui 8 îi mai trebuie până la 10 un 2. Da. Și-l luăm din 5. Da. Și rămas din 5, dacă am luat 2, 3. Da. Deci 8 și cu 5, 13. Da. 3. 3 scriem și 1 le ținem și facem 6. 6. 63.423. Da. Cât trebuie să ne dea? 63.423. Da. Foarte tare! Foarte tare chestia asta. Deci, de acum, la mulțiri, nu o să mai pierdem noi timpul cu desfășurarea asta. Da. Deci eu am arătat cât de mult se muncește desfășurat. Da. Și cât de rapid găsim, dacă știm algoritmul ăsta. Adică să știm pașii. Ce trebuie să știm? Pașii ăștia cum se face cârdul, începând cu cifra de la care, cu care mulțim, știm tabla mulțirii. Și mai facem o chestiune mai stabilă. Dacă avem la tabla mulțirii niște momente când nu știm de exact, la ce să muncim? Cum a fost la 7 ori 8? 7 ori 8, nu prea am fost noi, că fac 56, 63, nu știam prea bine. Și decât să dăm o greșeală, atunci, scrim desfășurat, muncim un pic, dar nu mai uităm că 7 ori 8 fac 56, niciodată nu mai uităm. Deci, nu mai uităm asta, că n-ai cum să uiți. Dacă ai muncit atâta, 7 ori 8, pe 7 l-am scris ca fiind 5 plus 2, pe 8 ca 5 plus 3 și am redus tabla mulțirii la mulțirea cu 5. Deci este foarte tare chestia asta. Da? Și înseamnă că de acum nu o să mai am niciodată emoții. Dacă am o inexactitate, decât să dau pun o greșeală, că o singură greșeală la mulțirii strică tot. Da? Aceea o verificăm noi. Dacă ești nesigură, suntem nesigură, verificăm. Da? Bun. Hai să mai facem o mulțire, domnule. Hai că am început să avem curaj. Și mă surprinde cel mai tare că eu, noi n-am stat de vorbe, și vecină cu mine ăștia acolo, n-am stat așa de vorbe, dar tu te-am mulțire, știi foarte bine. Da. Vezi? Foarte bine, foarte bine. Chiar până acum n-ai avut niciun moment de ezitare. Niciunul. Și asta este lucru extraordinar. Înseamnă că tu la clasa acolo ai prins bine tabla mulțirii și asta e minunat. Bun, Ana. Continuăm acum să ștergi tabla. Îți propun să facem o serie din mulțiri. Da? Așa. Hai să luăm un 3 cu 3. Adică 3 cifre
înmulțitorul, demulțitul trăicii și înmulțitorul tot trăicii. Da? Hai să vedem. Ce spui? Avem emoții? Nu avem. Că dacă știm tehnica asta, că sub cifra cu care mulțim, construim șirul, timp tabla mulțirii, totul este la îndemână. Îi scriu aici în partea asta. 789 mulțit cu 6, 4, 7. 6, 4, 7. Prima dată facem 7 ori 9. Așa, deci începem cu cifra 7. Cifra unităților și mulțim pe ăla de sus. Da. De mulțitul. 7 ori 9, 63, 3 scriem și 6 rupem. Bun. Acum facem 7 ori 8. Ha, o știm pe asta. 56, 6 cu 6, 12 și 12 cu... 6, 12. 62. 62, foarte bine. 62, deci 2 și 6 iar reținem, da? Da. 7 ori 7 e 49 și 49 cu 6 face 51. Hai să vedem. 49 și cu 6. Lui 9 îi trebuie un 1 ca să facă 10. Da. Și din 6 1 a plecat și a rămas 50. Da. Deci 50, 49 și 1, 50. Și cu 5, 55. Da? Da? Deci așa trebuie să... În mintea noastră se întâmplă așa. 59. La unități, acolo, când mai am nevoie? De un 1 ca să facă 10. 49 și cu 1, 50. După 49 vin 50. Da. Dar de 1 acela l-am mușcat din 6. Și m-am rămas aici la, un, la 6, cât o m-am rămas? 5, dacă m-am rămas. 50 cu 5, 55. Da? Da? 55 și scrie pe asta, că s-a terminat mulțirea. Da. Și am terminat cu 7. Cu cine urmează acum la lucru? Cine inter... Cu... 4. 4. Ei, și sub 4 începe să construim cel de-al doilea șir. Da, adică 4 ori 9, 36. Foarte, 6. Scriem 30. Bun. 4 ori 8, 32. Da, 32 și cu... 35. 35, foarte bine. 35. 5 scriem și pe 3 reținem. Da. Și acum 4 ori 7. Așa. Care face 28. Deci 28. Și cu 3-ul, lui 8 îi mai trebuie cât ca să ducă la 10? Ca să... 2. De unde se leau? Din 3, deci. Da. Deci 2 s-a dus și a făcut 28 și cu 2, 30. Da. Și a rămas un 1 aici. Da. Da? Deci 31. Da. Deci încă o dată. 28 lui 8 îi mai trebuie un 2 până la 10. De unde se leau? Din 3 ăsta. Și am completat 28 și cu 2 fac 10. Deci egal, 28 și cu 2 fac 30. 30 cu 1 care a rămas, 31. Da? Deci 28 cu 3, 31. 1 îl scriem și pe 3 reținem. Și... 4 ori 7. Am făcut asta, mă. Da. Acum facem... Trebuia să scriu aici 31, nu? De da. Dată, 31 tot. Da. Da. Mai avem acum de mulțit. Cu cine? Cu 6. Exact. Sub 6 vom începe construcția. Da. De aici încolo. Și acum facem 6 ori 9, 54, 4 scriem și 1 reținem, adică 5. 5? Așa, foarte important, 5. Acum 6 ori 8, 48 și 48. Să scriem 48 și cu 5. Cum gândim aici? Facem... Lui 8 ăsta. Lui 8 îi mai trebuie 2 ca să ajungem la 10. La 10, foarte bine. Și 40, deci fac 50 aici, da? Da. Și câte au mai rămas pe poziția lui 5, dacă am luat un 2? 3. 3. Deci face 53, da? Da. 53. 3 îl scriem și 5 reținem. Da. Bun. Acum 6 ori 7. 42 și 42 cu 5
face 47. Perfect, perfect. 47. Acum atragem linii și le adunăm. Îl coborăm pe 3. Bine. Îl coborăm pe 8. 6 și cu 2 face 8. Perfect. 5 cu 5, 10. 10 cu 4, 14. Bine. Și 1 îl ducem la... 1, ca să facem 2, foarte bine, 5 și cu 50. Foarte bine, așa aș făcut și eu, mă bucur așa, mult. Acum facem 1, îl ducem la 7. Bun, sau nu, îl ții minte. 7 ori 3. 7 și cu 3. 10 și cu 1, asta 11. Asta e cea mai rapidă. Da, da, 11, foarte bine. Și 1 îl punem la 4, care face 5. De răspunsul este cât? 510.483. Bravo, bravo, Ana. Este superb. Îmi dau seama că tu știi foarte, foarte bine și acum ca, parcă mi-am pierdut cheful. Că, dacă tu știi atât de bine, eu nu mai am ce să-ți fac. Dar exersăm totuși încă vreo două ghișiții. Până acum n-ai strecurat nicio greșeală. Ăsta e lucrul cel mai important de observat. Dacă facem încă două și nici o greșeală, nu mai fac învățiri, că tu le știi perfect. Facem altceva, găsim noi niște lucruri. Mă gândesc la împărțire, nu știu dacă ați ajuns la împărțire. Nu, n-ați ajuns încă la împărțire, nu? Dar dacă știi înmulțirea, mergi și împărțirea foarte bine, da? O să insistăm pe înmulțire, am dată, că asta e lucru foarte, foarte important. Așa. Am făcut în vară o lecție cu niște copii care terminase clasa a doua, treceau între a treia. Și învățau și ei tabla mulțirii așa înainte, ca să o știe. O să găsești acolo lecții la Prof Online. Dragilor, la Prof Online plec cu lecția 200 și ceva cu copiii aceia. Nu știu eu să vă spun exact care e lecția, dar în mod sigur acolo veți vedea cu copiii aceia lecții foarte frumoase. Am anticipat înmulțirea mai devreme, era prin august, când am făcut cu ei. Așa să zicem. Deci, ia cu 4 cifre. 4 cifre și cu 3 mulțitor. 4.000 397 cu 879. Ia să vedem. Începem cu 9, da? Da. Facem 9 ori 7. Sau 7 ori 9, cum îți vine mai da, bine. Da, 7 ori 9, 63. 306 rețineam. Da. Acum 9 ori 9, 81. 81 cu 6 87 și scriem pe 7 și 8 retinem foarte bine. Acum facem 9 ori 3 care face 27 da. și 27 plus 8 plus 8 face 31. Hai să vedem aici, atenție mult. Deci, lui 8 sau lui 7, cât îmi trebuiește ca să o fac cu 10? 3. 3, sigur că da, 3. Pleacă de la 8. 3 că e nevoie pentru completare. Iar aici a rămas 5. Cu 8 se descompune într-un 3 și un 5. Da. Și acum ai făcut 30, ai completat, și cu 5? Cu 5, 35. Aici mai trebuie să lucrăm. Da. Dar un pic, mecanismul ăsta se prinde foarte bine, da? 35. Da. 5. 5 scriem și 3. Pun deoparte 3. 9 ori 4. Așa suntem la 9 ori 4. Sau 9 ori 4. Am făcut 3 ori 9, 27, da. Corect. Da. Și 9 ori 4, 36. 36. Și cu 3 adunat, da? Da. 6 și cu 3. 10. 6 și 4? Nu, sigur, 6 și cu 4 face 10. Da. Cu 3?
numai 9 faci, da? Da. Deci, de la 6 punem 7, 8 și 9. Deci, de aceea 6 cu 3 face 9. Și coborăm pe 3. 39. Da, scriem. 39 complet. Da. Corect. Acum. Începe cu cifra 10-lor, cu 7 la mulțime. Da, și scriem sub 7. Sub cifra care mulțim începem cu construcția. Da. 7 ori 7. 7, 49. 9 și 4. Reținem. Da. După facem 7 ori 9, care face 63. Ai făcut-o, dar la dreptul, nu? 7 ori 9, 63. 63 să scriu. 63 cu 4? 67. 67, 7. Scriem și pe 6 reținem. 67, da. Și pe 6 l-am reținut. Acum facem 7 ori 3. Da. Care face 21, 21 plus 7, face 27. Corect, 7 îl scriem și pe 2 îl scriem. Da. Acum facem 7 ori 4, care face 28 și 28 plus 2, 30. Sigur că da. 30. Și începem discuția cu cine acum? Cu 8. Da? Sub cifra care mulțim. Deci de aici încolo construim. Da. Așa. 8 ori 7. Sau 7 ori 8? 56. Am muncit la ea, la asta, nu mă uit niciodată. 7 ori 8, 56, da? 6 îl scriem. Așa, așa, pe 5. Și 5 îl reținem. Da. 5 ori 9, 72, 72. De ce 5 ori 9? Că este 8 ori 9. Ah, 8 ori 9, așa. Da? 8 ori 9, 72. 72, 2. Și cu 5 face 77. Foarte bine, 77. 7 înscriem, 7 reținem. Da. Și facem 8 ori 3. Care facem 24. Corect. Corect. 24. 24 cu 7 face 4 cu 7, 11. Foarte bine, 11. 1, 2, 3. 31. Da? Unul acela care da. Am... Și 1 îl scriem. 1 îl scriem și 3 reținem. Acum facem 8 ori 7. 8 ori 4. 8 ori 4. Așa. 8 ori 4 face 32. 32. 32. Și cu 3? 35. 35. Și scriem 35. Acum. Îl coborăm pe 3. Bun. 9 și cu 7. Lui 9 îi trebuie un 1 să devină 10. Da. Și îl luăm din 7. În locul lui 7 a rămas 6, că dacă am luat un 1. Deci 16. Da. Da? Deci e corect ce zic? Urmărește, mă, sunt cumva să greșesc și eu, că și eu pot greși. Deci, lui 9 cât timp mai trebuie pentru ca să facem? Deci 1. De unde îl luăm? Din 7. Din 7. Și în locul lui 7 a rămas 6, da? Da. Că am luat un 1. Da. Și vine 10 aceea care am făcut-o și cu 6, 16. Deci 7 și 9 fac 16. 6 scriem și 1 reținem. 1 îl ducem la 6, ca să facem 7. 7 plus 7, 14 și 14 plus 5, 18. Ia să vedem, 14 plus 14. Nu, 19. 19, că e 40 cu 5, da? 19, 9 și 1. Unul acela îl duci la cine aici ca să pleacă repede? La 9, ca da, să nu. Facem 10. 10 și 7 cu 7, 14 și 14 plus 10, 20. 24. 24. 24, 4. 4 și 2 reținem. 2 reținem. Acum 2 o să-l ducem la 3. Da. Să facem 5 și cu 1, 6. Perfect. Și acum 5 cu 3. 3, 8. Da. Și 3.
trei. Și 3 a ieșit. Deci fac 3.864.963. Da? 3.864.963. Din nou foarte bine. Un pic de inexactitate e la adunare. Mai lucrăm aici, suntem sinceri cu noi și dacă suntem și mai atenți aici, trebuie să apară momentul când finalizăm fără nicio greșeală. Hai să facem așa. Facem de atâtea ori atâtea mulțiri încât la mulțiri gata. N-ai dat nicio greșeală. N-ai nicio greșeală. Dar la adunare aici mai apare inexactitate. Facem ochișoare mari să nu mai apară nicio greșeală. Mergem mai departe. O altă mulțire. Hai să facem 44. Nu are importanță. Da? Zice 4, 7, 8, 9, înmulțim cu 9, 3, 6, 8. Și facem și chestia asta, că acolo când adunăm unitățile, le schimb deoparte, cum am procedat până acum, ca să nu greșim cu una. Prima dată facem 8 ori 9, care face 72. 2 scriem și 7 repetăm. Bun. Acum 8 ori 8. 8 ori 8, 64. 64 am scris. Sub 7. 4 sub 7. Și facem 4 plus 7, 11. Bun. 1. Și cu 61. 1, 7. 7. 71. Și 1. Unu scriem și șapte rețin. Corect. Acum facem 8 ori 7, care face 56. E mulțirea care am făcut-o noi. Da. 7 ori 56, nu mă uit asta. 56. Și 7 cu 6 face 13. Foarte bine. Și 1 îl ducem la 5, adică 63. Adică 3 și 6 reținem, da? Da. Acum 8 ori 4 facem 32. Exact. 32 sub 2 sub 6. 7 cu 2, 8 și facem 37. Exact. Și scriem 38. 38 și scriem că nu m-am demulțit, am ajuns la 4. Și cu asta am construit cârdul de sub 8. Acum începe 6, cifra 6, cifra 10 lor. La mulțire și de acolo să începem construcția. Deci 6 ori 9. 6 ori 9, 54. 4 și 5. 4 și 5. 6 ori 48. 48 cu 5. 48 să scriu, am uitat să scriu 48 cu 5, da? Da. Și face... Îi trebuie un 2. Luăm un... 2. Ca lu 8 să facem 10, îi trebuie 2, nu? Da. Și am făcut cât? 50. 50 și cu 5. Nu, nu și cu 5, că a rămas 3 aici. Da. A. Da. 53. 53. 3 scriem și pe 5 le ținem. Da. Acum facem 6 ori 7. 6 ori 7, 42. Bine. 5 și cu 2, 7. Și cu 4, 47. 47, 7 și 4. Da. Acum facem 6 ori 4. Da, 6 ori 4. 6 ori 4, 24. Și scriu sub 4 ăsta, da? Da. 4 plus 4. 4 plus 4, 8 și pe 2, 28. 28. Și scriem, cred că, nu? 28. Scriem, că nu ți-au terminat de mulții. 28. Da. Acum facem cu 3. Așa. 3 ori 9. 9. Ia, e un moment de ezitare. Să fim... Ne descurcăm repede. Deci 3 ori 9 egal cu 3, în loc, din nou putem zice 10 minus 1. Da. Da? Și egal cu, îi afectează pe amândoi, 3 ori 10, 30. 10.
Minus 3 ori 1, 3. Da. Și 30 minus 3, fac 27. Că din 10, adică 3 din 10 fac 7 și au rămas 20, 27. Da. Deci, iată că repede am făcut. Deci în momentul în care ai un moment de ezitare și nu știi exact să dai răspunsul, tu ai rețeta. 3 ori 9 așa, sau mai puteți scrie 3 ori, în loc de 9 puteți zice 5 plus 4, că merge și așa. Da. Și egal mai departe cu 3 ori 5, da, care e 15, deodată tu știi, plus 3 ori 4, 12. 15 plus 12, 27. Deci niciodată să nu dai răspunsul, să spui, dacă nu mi-am amintit bine, păi nu mai stai pe gânduri acum, că ai șmecherea asta. Da. Tu ori, ai două variante. Ori ai zis 10 minus 1, ori zici 5 plus 4, da? Da. Deci ai două variante. Unde suntem acum? 3 ori 9. Așa. Aici ai construim, da? 3 ori 9, 26. 7. Și 2 păstrăm. 2 păstrăm. Da. 3 ori 8. Da. 3 ori 8. 24. Nu prea sigur ai fost, da? Hai ca să ne descurcăm. De-o parte facem. Ca să nu mai țin minte de 3 ori 8, egal cu 3 ori, în loc de 8, zicem 5 plus 3, da? Și egal cu 3 ori 5, 15, plus 3 ori 3, 3 ori 3, 9. Și acum, pe 9 îl spui ca 5 și 4, 5 o să-ți duci la 15, 5 face 10, 20, și cu 4, 24. Tu i-am luat 24. Ai zis 24, dar n-ai fost tu sigură. Da. Și nu-ți permiți niciodată să dai un răspuns dacă nu ai siguranță 100%. Da. Da? Deci, cât face 3 ori 8? 24. 24, atenție, și cu 2 care rămâsesc din urmă. Da. Și facem... 4 și cu 2, 6. 26. 6 scriem. Și 2 reținem. Și 2 reținem. Acum facem 6 ori 7. Nu, nu, că suntem la 3. A, da. 3 ori 7. Da, 3 ori 7. 21. Da, 21 scriem cu 2. 23. Îl coborăm pe 3. Și 2 reținem. Și 2, scriem pe 3 și 2 reținem. Da. Da. Acum 3 ori 4. 3 ori 4. 12. Sub 2. 2 cu 2, 4, 1. 14. Perfect. 14. Și mai avem, mai avem, mai avem de mulțit cu cine? Cu 9. Cu 9. Deci am terminat cu 3, acum cu 9. Vom începe de sub direcția lui 9, adică 6. Cu o cifră mai la stânga. Da. 9 ori 9, 81. 1. Și 18. Da. Acum 9 ori 8, 72. Da, 72 sub 8. 72 plus 8 face... 0, 80. Da, 80. 0 și 8 reținem. Acum facem... 9 ori 7 sau 7 ori 9? 9 ori 7. 63, da. 63. Și cu 8. Și cu 8. 8 și cu 3 face 11. 1 scriem și 1 reținem. 1 cu 7, 1 cu 6, 7. Da. Și 71, 1 scriem și 7 păstrăm. Da. Acum facem 9 ori 4. Așa. 9 ori 4. 36. Da, sub 7 scriu. Și face 3, 43. 43, foarte bine, foarte rapid ai făcut aici, 43. Și acum adunăm. Coborăm pe 2. Da. 4 și cu 1, 5. 3 și cu 7, 10. 10 cu 3, 13. 3 și cu 1, 8. 3 și cu 1, 4. 3 și cu 1, 4. Așa parcă. Nu, nu 3. Cât a fost? Am încurcat mai aici.
Deci nu. 17. Avem 1. 1-1, așa. Așa. 1 și 1. Ducem la 8 și facem 9. 9 cu 1 de jos face 10. 10 cu 7, 17. Și cu 6, 3... 23. Da, 23. Ani. Deci 23. 3 îl coborăm și 2 le ținem. Da. 2-ul ăsta. Când tragi cu ochiul aici. Da. Doi ăsta. Aici îl ducem la 3, ca să facem 5. Bun. Și 3. Eu l-aș fi dus la 8, să știi. Da, acum mi-am dat seama. Și face 10. Da. 3 și cu 3, 6, 16. Păi ar face 16, 6. Și 1 reținem. Da. Și acum facem... Deci avem 1. Da. 2 și cu 4... 6. 6 cu 1, nu, 6 cu 2. Așa. 8. 8, perfect. Și 3 plus 1, 4. Și cu... Și cu nimic, nu? Da, și cu... 3 plus 1, 4, n-am avut nimic rest. Da, și 4. 4 și 4. Deci cât faci? Hai să... din 3 în 3. Citește tu. 4 milioane... Nu, 44 de milioane. 44 de milioane. 863.352. A fost și mai bine. Și mai bine. Da? Din ce în ce mai bine. Asta este lucru spectaculos. Uite, eu chiar atât de bucuros sunt pentru că dialogul cu tine este curat, este sincer și avem șansa să progresăm de la un exercițiu la altul. Să vedem cât timp a trecut ca să nu ne ducem peste mult peste 56 de minute, m-am dus la fix, am venit și întrerupem acum.